Sunt Diana Dițu de la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Ce a însemnat acest curs pentru mine? Este o broderie fină pe haina mea profesională. Delia Botoșani, argumentare spre succes. Aurica Botoșani, foarte util, plin de dinamic și plin de informații. Trainer superb și echipă puternică. Mihaela, Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu Neamț. Cursul de advocacy reprezintă o etapă necesară pentru dezvoltarea bibliotecilor publice și poate o nouă evoluție în implementarea strategiei unei biblioteci moderne pentru comunitate. Cristina, Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu Neamț. Advocacy înseamnă biblioteci puternice. Mă bucur că am decis să particip la acest curs. A fost o săptămână creativă, încărcată de foarte multe informații pe care abia aștept să le împărtășesc colegilor mei. Îmi doresc foarte tare să pot contribui și eu în mod semnificativ la acțiunii, campanii, proiecte de advocacy la nivel local și de asemenea vreau să mulțumesc profesorilor noștri de la acest curs, colegilor mei pentru întreaga atmosferă minunată din cadrul acestui curs. Sunt Flori Ghiță de la Biblioteca Județeană Antimi Bireanu Vâlcea. La acest curs am învățat că o echipă puternică de advocacy asigură succesul unei biblioteci. Consider că acest curs a fost unul reușit, interactiv. Nu pot decât să-i felicit pe participanți pentru implicarea, creativitatea și entuziasmul de care au dat dovadă. Luciana Macovei de la Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătarul Vaslui. A fost un curs util, foarte creativ, unde am primit informații de foarte bună calitate, expuse într-un mod plăcut. Mihaela Mocănașu de la Biblioteca Municipală Stroie Bălescu Bârlad. Acest curs de advocacy mi-a întărit convingerea că munca în echipă duce la succes. Am venit aici fără să știu nimic despre advocacy și plec mult mai puternică și cu credința că voi schimba ceva în biblioteca mea. Tudor Matre și Biblioteca Comunală Lița. Ceea ce am înțeles, cunoaștere, dorință, abordare și realizare. Dacă mai țineți minte, după ce am livrat primul curs advocacy în septembrie anul trecut, am afirmat că sunt convinsă că vor mai urma multe cursuri de acest fel. Iată, încă un curs pe care l-am livrat și acum, la final, repet ceea ce spuneam ieri, după ce cursanții au întocmit planul de acțiune advocacy, rămân uimită de repeziciunea cu care ei au învățat cum se face. Sunt Mariana Ștefan din Comuna Dâncata, județul Ialomița. Cursul acesta a fost pentru mine o experiență extrem de plăcută și utilă. Abia aștept să ajung acasă să inițiez o campanie de advocacy pentru comunitatea mea. Sper din toată inima ca să reușesc să le transmit și colegilor mele din Ialomița această experiență la prima ședință la care ne vom întâlni. Vă mulțumesc tuturor! Marilena Chiriță, Biblioteca Metropolitană București. Eu aș spune doar atât. Advocacy egal echipă, atitudine, încredere, succes! Ilia Nenei a fost un minunat. Advocacy înseamnă că împreună putem aduce schimbare. Daniela Brâncoveanu, Biblioteca Națională. Pentru mine advocacy înseamnă o activitate făcută cu pasiune și cu viziune. Sper ca experiența acumulată aici să o aduc, să o duc acasă și să o folosească într-o totul pe deplin. Zara Dominic, Caraș Severin. Am învățat că trebuie să fiu un avocat mai bun decât Eli Mobil pentru a reuși și a avea succes în advocacy. Mulțumesc trainerilor. Gligor Maria, Biblioteca Comunală Livezile, județul Alba. Cursul de advocacy a fost un curs extraordinar de util, cu traineri minunați. Doar împreună vom reuși.
Alan Corina, Biblioteca Comunală Mihai Eminescu, județul Telorman. De la acest curs am învățat că trebuie să fii dinamic, să fii un avocat bun pentru ceea ce vrei să faci și trainerii minunați și le mulțumim că ne-au înțeles și sperăm că o să plecăm cu un bagaj de cunoștințe cât mai bun și pentru biblioteca noastră să fim cât mai înțelepți și să putem să-i ajutăm pe copiii care ne sprijină și ne ajută. Mulțumim! Laura, Biblioteca Județeană Brăila. Totul poate fi sintetizat în trei cuvinte. Dorință, dorință, implicare și creativitate. Violeta, Biblioteca Județeană Fana Distrati Brăila. Impresii la superlativ. Profesionalism, comunicare și mult umor. Dumitra Vasile, Biblioteca Comunală Grădiștea, județul Călăraș. Am întâlnit aici o echipă minunată de bibliotecari, de formatori, de organizatori. Le mulțumesc din suflet. Pentru mine a însemnat foarte mult. Am înțeles ce înseamnă advocacy și vreau să fiu multiplicator și vreau să mă impun în comunitate. Bravo, bravo! Numele meu este Dana Iordache, sunt de la Biblioteca Județeană Dâmbovița, un curs minunat, un curs altfel. Dacă cineva într-un comentariu spunea, dați-mi o bibliotecă și voi schimba lumea, în acest moment eu spun, dați-mi o problemă și voi ști ce să fac cu ea. Mulțumesc trainerilor, mulțumesc echipei, sunteți minunați cu toții! Doresc de la Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Mă ocup de formarea colegilor mei, de formarea bibliotecarilor. Cursul a fost o surpriză plăcută, după cum mă și așteptam. Mi-a făcut mare plăcere să cunosc niște formatori cu totul special și cu har și niște oameni deschiși și ca niște bureți dispuși să acumuleze noi abilități, noi feluri de a aborda autoritățile locale din lucrurile învățate în parteneriat cu colegii de la IREX, cărora le mulțumim!